top, top, volanul. Epa, așa, cum se duce aici. Nu-i bine. Hai să împingem de aici, băi, din ele. Doi de volan, nu-i fără. Da, așa. De acolo, de acolo. Două mașini distruse și două persoane transportate la spital. Acesta este deznodământul unui accident rutier produs pe străzile Brăilei. Șoferul unui autoturism, care nu s-a asigurat la ieșirea dintr-un garaj, a lovit un microbus care se deplasa regulamentar. Șoferul Dubei nu a mai putut evita mașina care a ieșit brusc în stradă. Mă duceam spre casă la servici și a ieșit unul pe Max Taxi aici. Avea viteză? Avea, bineînțeles. Aici până în mijlocul străzii, n-am mai putut să le evit. Mai mult de atât n-am mai putut. Erai singur în mașină? Nu, eram cu prietena mea și cu un muncitor. Tu ești cu microbuzul sau cu... Da. În urma evenimentului, șoferul și încă o persoană din autoturism au ajuns la spital. Polițiștii au demarat cercetări la fața locului și urmează ca circumstanțele accidentului să fie determinate în urma anchetei.